Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pentru etalarea zilnică, pentru ziua de vineri, 18 decembrie. Hai să scoatem un mesaj pentru dragoste, unul pentru sănătate și unul pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem aici o carte care combină în ea foarte frumos energia arcanei majore, forța, puterea, da? Cartea care reprezintă zodia leului, cu cea a arcanei minore, asul de bâte. Da? Foarte multă energie de foc aici. Foarte multă pasiune, curaj, dar și încredere. Pentru cei care sunteți singuri, e posibil să întâlniți pe cineva din zodia leu sau în mai mică măsură berbec sau săgetător. Nu vă aruncați cu capul înainte în relații dacă nu aveți încredere în acea persoană, pentru că nu o să iasă ok. Dacă e doar o chestie pasională, dar foarte multă energie pasională între voi, dar nu sunteți siguri dacă e și mai mult de atât, aveți grijă să vă controlați aici impulsurile, pentru că dacă vă lăsați purtați de val, riscați ca această posibilă relație să fie doar o aventură de o zi, de o săptămână, de o lună, de o iarnă, în funcție de karma fiecăruia, da, și să nu iasă nimic serios din ea. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, e momentul să lucrați la a construi încredere între cei doi parteneri. În orice caz, pentru toată lumea, o zi plină de pasiune și plină de foc. Hai să vedem pe sectorul de sănătate. Avem aici cinciul de săbi. Este o carte de dezamăgire, de dificultăți. S-ar putea ca boala cu care vă luptați să fie mai dificilă, mai rezistentă decât v-ați fi așteptat, da? Ați urmat deja o lungă perioadă de timp un tratament și astăzi, dacă ați mers la control sau ați făcut niște analize, aflați că lucrurile nu stau atât de bine cum v-ați fi așteptat. Nu vă dați bătuți pentru că sunteți doar la jumătatea drumului, ați ajuns doar la 5. De la 5 până la regele de săbii mai e cale lungă, da? Și lucrurile încă pot să se schimbe în favoarea voastră. Hai să vedem pe sectorul de carieră, bani, situație financiară. Aici avem 7 de cupe, secrete, sunteți înconjurați de secrete. Mare atenție! Dacă lucrați cu informații confidențiale, asigurați-vă că nu cumva vă scapă vouă acest secret, dacă nu sunteți voi cei care vărsați această cupă. Pentru că nu e de glumit cu secretele companiilor, da, cu lucrurile care trebuie să rămână confidențiale. Chiar dacă nu lucrați cu tehnologii confidențiale sau cu lucruri confidențiale de produs, poate pur și simplu lucrați cu datele persoanelor, aveți mare grijă la GDRP, da? Nu încălcați legile. Pentru cei care activați în domenii creative, în artă de orice fel, că e artă plastică, că e muzică, actorie, că sunteți scriitori, chiar orice domeniu artistic, e o zi plină de imaginație în care vă vin foarte, foarte, foarte multe idei noi. Azi e ziua bună pentru brainstorming, da, pentru colectarea de idei, nu neapărat pentru a vă concentra asupra realizării și finalizării unor proiecte, activități, task-uri, dar nu e o zi de finalizare, e o zi de imaginare. Bun, și hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până, avem două care au vrut să sară, nici n-au vrut să mă lase să vă spun mesajul cu grupul de Facebook și așa mai departe, dar știți voi deja, da? Toate lucrurile sunt în descriere. Hai să vedem, două cărți pentru ziua asta de vineri. Foarte interesant. Sunt dispus să învăț măreția. Sunt gata să învăț ceva nou în fiecare zi. Dacă gândesc că sunt o persoană rea, am un sentiment neplăcut, dar dacă îmi schimb gândurile, sentimentul dispare. Nu pot învăța lecțiile altor oameni în locul lor. Ei înșiși trebuie să-și facă munca și o vor face atunci când vor fi pregătiți.
două mesaje foarte frumoase care se completează și care vin în completarea acestei etalări pentru această zi de vineri, 18 decembrie. Vă doresc să aveți un weekend minunat. Ne vedem și mâine pentru etalarea zilei de sâmbătă. Pa, pa!